Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova a vizitat satul Brăvicieni din raionul Orhei pentru a evalua rezultatele proiectelor finanțate de statul polonez în cadrul strategiei de asistență oficială de dezvoltare. Ambasadorul Poloniei în Moldova, Bogumil Luft, a evaluat rezultatele proiectelor, susținerea producătorilor de legume și fructe, sporirea capacității de producere a furajelor și a laptelui și proiectul sisteme biologice de epurare a apelor reziduale. Delegația poloneză a vizitat fiecare obiect din cadrul proiectului de asistență poloneză. Acum 30 de ani, Polonia a fost o țară săracă și a primit mult ajutor din țări europene mai bogate. Și acum Polonia e deja o țară suficient de bogată să fie solidară cu cei care au încă probleme și care au mare nevoie de dezvoltare. Lucrăm și în Republica Moldova cu partenerii. Acest proiect care este aici este special interesant, că este foarte bine folosit de partenerii noștri în această localitate. Potrivit primarului, ajutorul este semnificativ și foarte binevenit pentru săteni, deoarece se deschid noi locuri de muncă. Vreau să mulțumesc, în primul rând, la Guvernul Poloniei pentru ajutorul care l-am primit noi de la dumneavoastră, fiindcă ajutorul acesta va fi, avea niște rezultate foarte mari ani pe viitor, fiindcă noi astăzi avem angajați în câmpul muncii 67%. Programul nostru este până în 2013-2014 să fim angajați 85-90% din populație. Și la familie să ajungem undeva la 4.500-5.000 de lei. În timpul de față noi am ajuns la suma de la familie la 3.500-3.700 de lei. Noi am primit de la Ministerul de Externe a Poloniei un suport financiar în jur de 45.000 de euro, plus 29.000 de euro contribuția proprie, și la fabrica noastră a fost procurat un utilaj de ambalare, un utilaj de topire a brânzeturilor și au fost construite două frigidere mari de depozitare a producției gata. A mai fost procurată și o mașină de realizare a producției finite. Datorită acestor proiecte s-a construit un frigider pentru păstrarea produselor agricole, s-a achiziționat tehnică agricolă performantă și s-a construit o ecostație de epurare a apelor reziduale la grădinița și gimnaziul din sat. Vrem să mulțumim pentru ajutorul acordat din partea Poloniei. Sperăm pe viitor să ne fie colaborare fructuoasă. În beneficiu destul de mare, care noi suntem mulțumitori pentru tot acestea, ca să avem unde păstra producția care o producem și să avem putea o realiza în domeniul cum ne convenabil nou, ca să avem un venit mai mare pentru tot sat, pentru tot care este aici, lucrătorii care lucrăm, ca să putem achita salariul mai mare, să putem da condițiile lor de trai mai bun. Proiectele implementate în satul Brăvicieni au fost finanțate de Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei și prin intermediul fundațiilor Est Foundation și Constantin Ostrożski și al Asociației Obștești de Dezvoltare Rurală Viața Satului din localitate. Bugetul total al proiectelor constituie 180.000 euro. Diana Marga, Ion Apostol, de la Orhei, fiți la curent!